ziua! Sociologul Bruno Ștefan, președintele Biroului de Cercetări Sociale, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Bruno Ștefan, și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră. Mulțumesc și eu de invitație. Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere politic. Coaliția de guvernare PSD-ALDE practic nu mai există. Avem 3 ministere fără miniștri, după ce cei de la ALDE au luat decizia să părăsească coaliția. Cum vedeți dumneavoastră toată această situație? Pentru ALDE, trecerea în opoziție a fost naturală. ALDE a fost furat de PSD în alegeri, i-au luat oamenii, i-au unul câte unul, în zonele în care ALDE avea cât de cât fief și unde a fost lăsat să crească de PSD, PSD i-a luat în alegeri om cu om și i-a convins să voteze până la urmă PSD-ul. I-a și adus pragul de 5%. ALDE n-a fost susținut ca și UDMR-ul să sară pragul. UDMR-ul i s-a pus în traistă din tot felul de județe în care nu era picior de maghiar. I s-au dat nu știu câte voturi să depășească pragul. Am văzut pragul. Și Moldova au fost surprize deci, uriașe. UDMR-ul a fost ajutat de PSD, ALDE a fost lovit de PSD. Treacă sub prag. Scopul de a-l termina pe Tăriceanu. Tăriceanu a avut cuvântul de la promisiunea de la Liviu Dragnea că va fi candidatul la președinție pentru, din partea coaliției PSD-ALDE. El s-a pregătit pentru așa ceva. Gândiți-vă că și-a adus expert din Statele Unite pe cel care este șeful de campanie al lui Trump să-i fie lui șef de campanie acum. A făcut tot felul de pregătiri, echipe pentru a duce bătălia asta din toamnă. Și Viorica Dăncilă spune stop joc. Dar cred că l-a spus mai dinainte Dragnea stop joc. L-a dus cu Zăhărel o perioadă și tocmai ca să nu fie el candidatul, pentru că Dragnea nu și-l dorea candidat. El a spus la început, da, avea nevoie să susțină o coaliție, dar pe urmă așa a fost mereu un PSD. Spuneau că susțin pe cineva și pe urmă nu. Aduceți-vă aminte și pe Crin Antonescu, i-au propus că da, tu, Ponta, te duci la guvern, Crin Antonescu te duce la președinție, după care s-au răzgândit. Vai, noi, partidul cel mai mare, să nu avem noi candidat, să ne înghită până la urmă ăla micul, jar, nu se poate. Asta este un fel de a gândi al PSD-ului și Tăriceanu a crezut că poate lucrurile s-au schimbat. Nu s-au schimbat. Deci a fost trădat. A fost trădat. Și nu s-a schimbat dintr-un calcul natural pentru PSD. Eu nu spun că este corect, dar PSD au argument. Sondajele arătau așa, în turul 2 intra Călin Popescu-Tăriceanu, da, cu Claus Iohannis, dar lua 39%, pe când Viorica Dăncilă, dacă lua Tăriceanu, pe când dacă intra Viorica Dăncilă, lua 36%. Deci diferența pentru nu 3% era prea mare. Oricum pierdeau, oricum Claus Iohannis îi bate. Pentru 3%, de ce să nu-ți promovezi tu liderul să crească partidul, să arăți că te-ai făcut tu și altă de genul ăsta? Asta l-a făcut pe Tăriceanu să-și dea seama că partidul lui, gata, este pe ducă și n-avea altă decizie mai bună de făcut decât să se retragă de la guvernare. Pentru că doar intrând în opoziție, el poate să mai spere că mai crește. Și acum poate să facă o presiune asupra guvernului, să intre în alianță cu, cine știe, iată, cu Pro-România, fac o alianță și împreună intre la guvernare prin PNL și USR și care o vor mai face. În așa fel încât cu această mișcare, Tăriceanu și ALDE mai au viitor, dar nu toți din ALDE gândesc așa. Am văzut, că avem și unii spun exemple. Că viitorul lor este pe mai departe, pe lângă PSD, pentru că dacă tot au coabitat bine unii lideri, Norica Nicolai, Meleșcanu, de ce să nu rămână mai departe acolo? Ce viitor mai au ei într-un ALDE care acum a luat 4% și e posibil să nu mai ia mare lucru? Și știind că Ponta mai trage și de ceva, la PSD, dar trage și ție preșul de sub picioare oricând, pentru că a învățat să muște și el și să dea astfel de lovituri, că și el a dat lovituri, v-am spus, lui Crin Antonescu și altora pe mai departe. Deci unii nu privesc cu încredere dintre cei de la ALDE alianța cu Pro-România și spun că decât cu un socialist mic, mai bine cu un socialist mare aliat și mai bine pe listele lor pe urmă la
parlamentare pentru Meleșcanu, pentru Norica Nicolae sau pentru cine mai fi decât. Așa că ALDE este în situația de a chiar de a dispare, poate. E în cădere liberă? Liberă nu. Eu am făcut un sondaj după alegerile europarlamentare și ceva este în neregulă, dar acum nu știu eu să explic prea bine și nu ține de greșelile mele metodologice neapărat. Știu că ALDE a pornit în ianuarie cu 9-10% și se prăbușea și se prăbușea continuu. Dar după alegeri mi s-a părut ușor redresat. Adică nu l-am văzut la 4, ci l-am văzut la 5,8 parcă era. Ceea ce îmi dădea semne că mai are încă o susținere. Nu și-a pierdut toată zestrea chiar așa, nu s-a spulberat. Dar mă rog, jocurile urmează să le vedem. Până la urmă, decât să candideze din partea unei alianțe cu Pro-România și să ia 13-14, 15%, maxim 17%. Mai bine îl punem pe Mircea Diaconu, ia 12%, el, Tăriceanu, nu se compromite și speră că în felul ăsta mai are viitor. Omul e hârșit suficient de mult în ale politice, din 1990 în scena politică și știe să, cum anume, să rămână pe mai departe. Nu este omul care l-ai dat ușor de acolo, că și cunoaște jocurile. Nu avem mulți. Câți mai sunt? Băsescu, el? Mai numărați pe cineva? Poate domnul Meleșcanu? Poate domnul Meleșcanu, da. Și domnul Meleșcanu în politică din 90, da. Și câți mai sunt? Ofertat noi... acum pentru funcția de președinte al Senatului, da. Chiar din partea PSD-ului. Da. Pentru el, șansa unei unui apus de carieră destul de onorabil. De acolo a pornit, înapoi se întoarce. Dar alianța asta Pro-România ALDE, ce șanse de reușită are pe viitoarele alegeri? Credeți că se va merge pe această alianță și la parlamentare? Eu cred că da. Și se va merge cu șanse foarte mari să dicteze guvernarea. Pentru că PNL și cu USR nu o să facă suficient cât să conducă singuri și atunci vor avea nevoie de încă ceva. Și, mă rog, probabil cu PMP vor face majoritate. Dar oare o vor face? Dar eu nu sunt sigur că alianța asta va funcționa la guvernare pe urmă. Eu nu cred că PNL și USR se înțeleg așa de bine cât să facă o guvernare. Cred că mai degrabă Ponta va căuta în alte... Ludovic Orban va căuta alianță la Ponta decât la Pro-România. Și decât la USR. Și acum să vedem ce se va întâmpla cu Barna. Sau cu cine va fi candidatul, dacă va fi Covici sau Barna, nu se știe, că îi strâng semnături nu pentru un candidat acum, strâng pentru USR, ca în urmă listele să le schimbe. Dar au anunțat totuși că Dan Barna e propunerea partidului de candidat la prezidențiale. Credeți că se va schimba decizia în funcție de ce rezultate va obține doamna Covici la Bruxelles? Nu de rezultatele doamnei Covici la Bruxelles. De faptul că acum au intrat în scenă 27 de candidați sau 20, nu știu, ceva de 27. Genul ăsta. Așa, sunt mulți. Și unii au intrat mai vocali și încep să mai crească puțin. Barna, când a vorbit puțin stângaci în multe și e posibil să vedem în măsurător că el începe ușor să mai cadă. Oare mașinăria care a propulsat USR-ul pe ultima sută de metri și în 2014 și în 2016 și o va funcționa și acum la fel sau se nu? Se gripează. Sau se gripează. Pentru că, uitați, în măsurători, vedem cum USR-ul crește în ultima săptămână. După care am făcut sondajul după alegeri, iarăși revine la 17. A luat 22 și după aia iar coboară. Ce e cu acest electorat care a fost propulsat pe ultima sută de metri? Aici este un mecanism de altă natură, nu un electorat convins. Altceva l-a determinat. E un electorat de conjunctură? Nu de conjunctură. Nu știu să vă explic care sunt mecanismele. Dar mă uitam la USR când a candidat la locale. Eu făceam măsurători zi de zi în sectorul 2. Și doamna Antoaneta Bugner nu era cunoscută deloc în sector. Și creștea joi, vineri, sâmbătă, înaintea alegerilor. Până atunci era la 1% și dintr-o dată exploda la 10%.
Și vedeai în fiecare zi cum crește două, și nu știam, de aș fi văzut oamenii pe teren, de aș fi înțeles că s-a întâmplat un mecanism, dar nu, creșterea aia, nu am explicații să vă spun cum s-a produs, dar o vedeam că se produce. La fel a fost și acum în campania asta. USR-ul a crescut în ultima săptămână. Până atunci se ține la 15, 16, 17 și dintr-o dată în ultima săptămână țâșnește. Și PSD-ul nu ia de la, n-a luat de la PNL, n-a luat de la PMP, a luat de la PSD. Raportul acolo a fost. Nu știu să vă spun cum s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. De două ori pare un tipar. Oare acest tipar va mai funcționa la alegerile astea? Că dacă nu funcționează, îl vom vedea pe Dan Barna coborând puțin el. Dacă el coboară și nu mai funcționează acest mecanism necunoscut pentru mine, așa, atunci Dan Barna cu un scor mic, USR-ul nu mai intră în locale cu același aplomb pe care l-a avut la europarlamentară. Se va duce ceva mai jos. Și lucrul s-ar putea schimba pe scena politică. Și de asta, asta îi creează un culoar lui Ponta. Pentru că punând un actor care orice ar fi, vorbește fără liber, vorbește spontan, are și umor, poate să mai... și e hârșuit în viața noastră. Este și așa îndrăgit de o mare parte a românilor. Atunci s-ar putea să vedem că alianța asta ALDE pro-România să aibă un scor semnificativ mai mare sau egal cu USR Plus la alegerile locale. Deci există și posibilitatea să întreagă USR. Lucrurile s-ar putea să schimbe, pentru că ce am văzut în ultimele campanii, în ultima campanie a fost o schimbare, dar la fel a fost și ceva mai înainte, schimbări atât de mari, din momentul în care intră partidele și până la alegeri, să se produc variații cum nu se produceau până acum. N-am avut decât pe Vadim Tudor în anul 2000, care a explodat așa și explicația era dată de faptul că a fost spumos în dezbaterele televizate. Alea au reușit să-l ridice pe el rapid, dar acum n-a fost ceva Dan Barna mare, spumos sau Cioloș de dădei nici pe spate nu văzând. Nici nu este un personaj foarte spumos. Altele au fost mecanismele. Tot au și o teorie ale conspirației. Nu mai vreau să mă mai bag în ce ne știe ce alte modalități de influențare subtile, mâinile nu știu căror servicii și alte de genul ăsta. Oare astea vor mai funcționa? Atâta vreme cât vin niște personaje care sunt vocale, piața se va așeza acum destul de mult, altfel decât în momentul în care au intrat în cărți. Adică, vă spun, am terminat sondajul în 23 iulie, după care, gata, m-am dus în vacanță, n-am mai făcut cercetări, dar dau drumul acum. Pe 23 iulie, situația se prezenta cam în felul ăsta, la președinție. Aveam pe Klaus Iohannis 39 cel mai mic scor, 43 cel mai mare scor, în funcție de contracandidați, că am făcut mai multe simulări. Deci undeva la 40% Klaus Iohannis. Pe locul 2 erau 3 candidați la diferențe foarte mici între ei, să spun în marja de eroare, sub 1% fiecare. Viorica Dăncilă, Călin Popescu-Tăriceanu și Dan Barna. În această 15, ordine? 16, 17. Nu în această ordine. Diferențele sunt atât de mici. Tăriceanu primul, Dăncilă a doua și Dan Barna al treilea, dar în 2% luați ca marjă de eroare. Erau acolo, în plutonul ăsta de 15-16%. Și Toader Paleologul la 5,6%. Ceea ce arată că oricine adună 1.500.000-1.700.000 de voturi intră în turul 2. Că n-au nevoie de mai mult. Altfel spus, chiar și Toader Paleologul poate să-i adune de pe locul 5 să intre pe locul 2. Ceilalți, să spun, nu au șanse. Acum nu am mai măsurat pe Florin Călinescu sau pe... cred că Mircea Diaconu are un scor mai mic decât Tăriceanu, dar urmează să dau drumul la măsurători de mâine, de voi mâine. Partidul Social-Democrat în ce situație este acum? Au renunțat la varianta, cum spuneați și dumneavoastră, candidat de coaliție și merg cu doamna Viorica Dăncilă. Ce șanse are doamna Viorica Dăncilă să ajungă în turul 2 cu alături de Klaus Iohannis? Partidul Social-Democrat n-a pierdut în încredere, în intenția de vot, foarte mult față de alegerile europarlamentare. A luat 22,5, acum era undeva la 18, pierdut, nu, 4% sunt. 20, yeah.
Eu cred că nu e mare pierderea. Dacă Viorica Dăncilă ajunge la 18%, ea e în turul 2 la nivelul electoral, că celelalte partide nu au forța să susțină. Și dacă și acest 18% se menține, lucrurile stau bine pentru ea. Dar nu se menține. Ea are scorul sub partid. Sunt PSD-iști care votează alți candidați. Și în mod categoric, Klaus Iohannis. Și sunt PSD-iști care votează, PSD-iști care votează Klaus Iohannis și PSD-iști care votează Toader Paleologu. Și sunt astfel de PSD-iști. Surpriză! Nu e o surpriză. Pentru PMP eu am măsurat mai mulți candidați. Posibil că eu am făcut sondajul de partajare a candidaților. Așa? Mihail Neamțu lua mai mult de la PSD decât Toader Paleologu, dar și Toader Paleologu, 19% din voturile care îi vin, îi vin de la PSD. Ceea ce este foarte mult. Foarte mult, exact. Adică cu el rezonează electoratul PMP mai mult, adică semnificativ, nu că mai mult decât cu Dăncilă, dar în parte îl privește bine și PSD-iștii nu au o atitudine negativă față de el. Cum au o atitudine negativă față de Barna sau față de ce mai să mai spun. Da. Și pe Iohannisul urăsc, dar și Iohannis rupe din PSD. Și rupe. Rupe destul. Eu cred că el nu va rămâne la 40%. Toți ceilalți 26 sau câțiva dintre ei, mulți, vor începe să muște din Iohannis, să-l acuze în toate felurile și se va mai prăbuși cumva procentul pe care îl are și se va duce la 30 și ceva. Dar oricum, în turul 2 stă liniștit. Asta vreau să vă și întreb. Poate pierde Klaus Iohannis alegerile în noiembrie? Au mai fost favoriți, ne amintim, care au pierdut totuși alegerile. De data aceasta... Dacă jocurile s-au făcut pentru Klaus el, astrele îi sunt favorabile până acum. Nu știm ce se va întâmpla, că nu sunt mama Omida să ghicesc ce minuni se poate întâmpla. Poate mâine îl vedem pe Donald Trump că îl susține pe Barna. Așa? Și spune cu el o să fac unirea cu Moldova. Se dă peste cap toată scena politică dacă se întâmplă lucrul ăsta, nu? Asta este o temă care devine tema numărul unu a României, dacă s-ar întâmpla. Da, și eu. Sau vine și spune că, iată, dacă o votați pe Viorica Dăncilă, investițiile americane vor crește 20 Eliminăm de miliarde. Eliminăm vizele. Lucrurile astea ar putea să-l salte pe un candidat de nu se poate. Nu știm ce se va întâmpla. Mai e timp până la alegeri și sau conjuncturile internaționale definesc mult scenele politice interne. Deci nu știm ce se va întâmpla. Eu văd că Dăncilă are sprijinul unor forțe israeliene destul de cu un lobby foarte puternic în lume. Ea, susținând mutarea ambasadei României la Ierusalim, a căpătat sprijin mare. Nu doar faptul că are niște experți care o branduiesc cumva mai bine decât înainte, și lucrul ăsta se vede că are o altă ținută decât avea la începutul mandatului, dar dincolo de ceea ce fac experții, sunt lobby-urile astea israeliene la care cine știe ce influență ar mai putea să mai aibă. Nu știu ce contracte primesc în așa fel încât se miște, n-a habar cum vor mișca. Dar totuși, cei mai mari strategi în lume, în campanie electorale, din zona asta vin. Și de aici și-a luat și PNL-ul, tot niște cetățeni israelieni. Mai multe partide curtează. PNL rămâne pe primul loc în sondaje. Ați remarcat vreo ușoară scădere, creștere, nu, creștere după alegeri? O creștere, da. PNL la 30%, ceea ce este foarte bine și se duce și mai sus. Orban cumva nu mai este liderul de care faci mișto, așa că gata, cântărețul, mandolină sau nu mai știu ce mai spunea câte unul și altul luându-l la mișto. A reușit să ducă partidul undeva, l-a luat de la 20 cât a luat la parlamentare, l-a adus la 27. Asta ține de management. A fost și meritul lui Rareș Bogdan? A fost meritul lui Orban că l-a primit pe Rareș Bogdan, că l-a convins să vină în partid. A avut și Rareș Bogdan un rol, dar a însemnat
ceva și acest ceva o să vedeți de ce va crește. A schimbat conducerea PNL-ului la București. Erau în unele sectoare, nu spun în toate, dar în unele erau umblat cu PSD-ul total. Parcă erau puși acolo numai să susțină, ba pe Negoiță, ba pe Firea, ba pe numai așa. Liderii locali au ținut PSD-ul la un scor de, ați văzut că a luat în București 15% PNL-ul. Acum Orban n-a putut să-i schimbe deloc. N-a putut să-i dea la o parte. Blaga, n-a putut... PNL-ul se prăbușise din cauza Bucureștiului. Bucureștiul e fief de dreapta și tu, partid de dreapta, ai niște oameni care l-au confiscat și fac jocuri cu PSD-ul. Electoratul a spus, duceți-vă mai de aici, la revedere, nu ce și votăm USR. Și de asta USR-ul a luat 42% la alegerile astea europarlamentare în București. 42% din București din cauza faptului că, uitându-se la PNL București, vedeau că ce? Că USR trăiește. Că USR trăiește. Orban acum i-a gătuit pe toți. Nu i-a branduit încă suficient de bine. Dar e posibil să vedem că PNL-ul va crește semnificativ de mult dacă dă un mesaj în organizațiile bucureștene de ceea ce însemna în trecut, până prin 2004-2008, încă PNL București era rezervorul de lideri politici naționali. Acum n-a fost nimic după 2008, dar chiar și ceva mai înainte, PNL București n-a mai dat niciun lider național. Nici unul. Și normal se prăbușească. Dacă ei reușesc acum să scoată niște vedete, PNL București trage PNL-ul în sus tot. Și el devine far pentru ce se întâmplă la Teleorman, pentru liberalii de la Galați, de la Brăila sau din altă părți. Deci ar putea ajunge chiar la 40%. Categoric se poate. Problema este doar ca ei să pună mâna pe niște vedete, așa cum Orban a pus mâna pe Rareș Bogdan și l-a branduit la nivel național. Nu trebuie să fie numai o rară avi spus acolo, că deja când te uiți numai la el, începi să-i vezi bubele, dar dacă ai fi văzut un cor de rareși din tot felul de alte domenii, niște universitari de prestigiu, niște artiști cântăreți de nu mai știu ce, niște, spuneți dumneavoastră, fotbaliști, nu, abar n-am, niște personalități publice, la care lumea să se uite să spună, wow, da, uite, a venit PNL București cu o garnitură de oameni care vor face ceva. Și niște experți, mai ales în domeniul ăsta, să fie experți. Lucrul ăsta ar putea să ducă PNL-ul ușor la 36-37% la următoarele alegeri. Și asta înseamnă, de departe, România pusă pe o altă traiectorie. PMP are un candidat puternic la prezidențial în persoana domnului Teodor Paleologu. Dumneavoastră spuneți că ați făcut sondajul intern. E puternic. E puternic prin câteva elemente pe care trebuie să vedem cum anume și le pune în valoare. Unul e din familie aristocrată. Față de restul e un boier. Și lucrul ăsta contează. În toată lumea contează. Noi nu știm să-l punem, dar ungurii, de pildă, toți aristocrații care au scăpat din pușcăriile și omorâți de comuniști, i-au luat și au făcut mari reprezentanți ai Ungariei în afară, care se ducă mai departe pentru că fac parte din familii. În toată lumea, sângele albastru are ceva importanță în... deschide pungile și ușile mai ușor. Asta este un atu. Al doilea atu are o educație cum nu au ceilalți. Școlit la Paris, la Harvard, a predat pe la universități de prestigiu. Nu-i puțin lucru. Față de... n-a făcut facultatea la Videle. Nu? Sau nu mai știu ce. Liceul agricol de la Teleorman al lui Dăncilă. Este... nu poți să compari. Prin comparație cu el... cei mai mulți sunt puțin analfabeți. Și lucrul ăsta poate fi pus în valoare cumva. Dar nu trebuie doar să rămână ca atu. Trebuie speculat. De pildă, dacă el ar spune clar niște teme care să arate că vin natural din naturile lui. Că introduce în Constituție 8% din PIB în educație. Lucrul ăsta ar atrage de partea lui o masă întreagă de profesori care se simt marginalizați într-o societate care i-a cumva aruncat așa, într-un derizoriu și a prăbușit educația. Educația în România este praf, dar nu doar educația. Dar dacă el ar merge pe tema asta, ar lua o lume întreagă, pentru că
simt că rezonează cu el, că e profesor și el, chiar dacă școală particulară pe care și-a făcut-o el, noi toți simțim că suntem blocați. Eu sunt profesor. Uitați, în anul 2000, când noi am început negocierile de integrare în Uniunea Europeană, Politehnica la care predau eu era pe locul 212, în topul universităților lumii. Acum e pe locul 1000 și. Eu eram profesor și atunci și sunt și acum. Colegii mei erau și atunci. Nu noi, ca profesori, suntem de vină pentru căderea. Vina nu este a noastră. Este a unui mecanism care le-a prăbușit pe toate universitățile. Și n-a fost numai că Politehnica s-a prăbușit. S-au prăbușit toate. Deci e o degradare a tuturor instituțiilor statului. Ce vedeți în învățământ? Ce vă spun că se întâmplă acum la noi? Uitați-vă că se întâmplă în lumea spitalelor. Degeaba spui că le-ai mărit salariile și la medici ca și la profesori. Medicii pleacă. Pentru că simt că este un sistem care este putred. Nu-și găsesc locul în ceva care funcționează și care e mai presus decât forța lor de a schimba. Nu mai vorbim de aparatură, care este foarte veche și cu care nu poți lucra. Le-au adus, dar înțeleg, un timp de birocrație care face ca aparatura super performantă adusă să n-aibă substanțele de contrast, să n-aibă nu mai știu ce, că un electrician nu mai... Este un prost management al tuturor instituțiilor statului. Statul este prăbușit. Și prăbușirea asta, dacă intrăm să vedem ce se întâmplă în administrație, lucrurile în servicii, în justiție, pe peste tot, vedeți că toate au ajuns la o ceva care e mâlos, ca un putregai, care nu-ți dă speranță că se va, că acest stat poate să aibă grijă de tine ca cetățean, să te apere, să te promoveze și să te susțină, să te dezvolți, ci mai degrabă noi vedem cum el ne trage pe noi în jos în multe alte elemente. Cine își asumă tema întăririi acestor instituții și performării lor, scoaterii din atât a, cum să spun, toate colcăie de neamuri, de impostură, de oameni cu diplome luate pe hăt-colo, cumpărate de la facultăți fără nicio valoare, de oameni care n-au nicio competență managerială, dacă astea sunt reașezate bine și sunt și în ele se investește cu cap și sunt manageri potriviți, România se poate dezvolta enorm de mult. Dar cine dă această forță? Cine are cel mai puternic și mai convingător cuvânt că poate să facă lucrul ăsta, poate să crească enorm în campanie. Dar trebuie să o spui cu autoritate și cu credibilitate. Cine o poate spune? Că ce s-a întâmplat la Caracal ne arată un putregai de nu se poate, o complicitate între clanuri și polițiști și aia din justiție și tot și din politică și nu că, și iată că la mai bine de o lună de zile nu știm se întâmplă din ce nou, se nu se mai este că exact nu e doar că dementul ăla, noi tot descoperim că alte nu știu câte crime pe acolo, că nu a fost doar un dement. Vedem că iarăși la 112 alta o înjură pe o operatoare, pe o cetățeană care vedem că peste tot se întâmplă. Ba, acolo când a fost la Bacău sau unde a fost la Buzău cu spitalul de psihiatrie, cu, în care instituțiile toate parcă sunt lovite la temelia lor și stau să se prăbușească. E nevoie de o întărire a acestor instituții și de întoarcerea lor cu dragoste și cu protecție către cetățean, nu cu ostilitatea de a făcut pe atâtea milioane de oameni să fugă și restul să stea, băi, sper să nu mă lovească, sper să nu vină să mă trosnească și pe mine. Ferească Sfântul să vă îmbolnăviți, să vă duceți în spitale, că nu se întâmplă lucrul ăsta în alte țări așa. Bineînțeles că o boală e ceva grav. Ferească Sfântul să, mă, în multe alte lucruri, nu mai vorbesc. Deci, să te duci tema, cu o boală și să vii cu altele, de ce nu? Teme pe care le veți auzi în campania asta. Cine știe să dea siguranță cetățenilor că lucrurile vor merge spre bine, acei indivizi vor câștiga. Și de asta spun că dacă s-a întâmplat un mecanism în ultimele alegeri să crească atât de mult unele partide și altele să se prăbușească, fenomenul ăsta nu o să fie ceva întâmplător. O să se accelereze. Poate și tehnologia și cine știe ce altceva fac ca această accelerare să se ducă la cote extraordinare. Să vedeți un candidat care acum are 3%, că explodează și devine președinte. Deci depinde de ce temă de campanie... De credibilitatea, de autoritatea, de expunerea mediatică, de hăt-hăt câte, dar acum nu mai este să spună că unul acoperă toate televiziunile. Ai Facebook, poți să te promovezi, ai Twitter, ai
Instagram, mai sunt atâtea alte modalități, poți să te duci din casă în casă cu oameni, dar cei mai mulți candidați nu fac campanie acum. Ei doar și-au anunțat, vin, se filmează puțin. Campaniile, știți cum îi văd acum? Și lucrurile vor sta așa încă o perioadă destul de bună. Ei, în loc să se ducă din localitate în localitate, să strângă mâini, să cunoască oameni, să... Eu știu că am fost în campanii cu candidați la președinție. Mi-aduc aminte că dormeam cu numai știu care candidat într-un sat, hăt-hăt, pe unde, într-o casă la un țăran. Și lucrul ăsta a făcut nu în ultimele două luni, cu nu știu câte luni înainte se porneau campaniile, până când trebuia să dai noroc cu milioane de oameni, să te duci să vorbești cu oameni, să le oferi să credere. Să le asculți problemele. Bă, cred că este suficient să postezi un clip pe Facebook și două apariții la televizor și gata, am zis-o, știe toată lumea, gata, de acum mă iubește. Nu stau lucrurile așa. Ar trebui să se mobilizeze, dar... Vom vedea. Pe final vreau să discutăm și despre un demers al opoziției. Moțiunea de cenzură anunțată, iată, de președintele Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Ce șanse are această moțiune să treacă de această dată? Am văzut ALDE, a spus că, cel puțin la nivel declarativ, va vota această moțiune. Nu știu, Pro-România nu cunosc aritmetica lor parlamentară. Nu știu pe câte, acum, de câte voturi are nevoie pentru a trece, că nu știu care sunt... Practic, dacă ALDE și Pro-România se vor alătura inițiativei liberalilor și useriștilor și PMP-iștilor... Atunci trece. Atunci trece. Dar vă întreb, credeți că se va răzgândi Tăriceanu până la votul pe moțiune? Nu. Nu. Deci va vota moțiunea într-un final. Se va ține de cuvânt. Eu cred că principalul lui dușman acum este PSD-ul. Nu mai este PNL-ul. Din care... cu care nici n-a fost prea dușman. Hai să spun că au fost la o concurență, dar PSD-ul este dușman. Și probabil va vota Tăriceanu. Nu cred că... N-are altă șansă de supraviețuire. Dar nu credeți că PSD va rupe din ALDE perioada următoare? Da, câțiva o să rupă din ALDE. Câțiva, v-am spus, care s-au obișnuit să stea cu PSD-ul și nu-și găsesc altă șansă. Dar eu cred că Tăriceanu acum negociază bine cu... liderii pe care îi are în Parlament pentru astfel de moțiune. O să vedem câțiva se vor duce. Da. Dar deja s-a așezat Meleșcanu în banca PSD-ului, mâine, poi mine și face și carnetul de partid și arată că de fapt are și vechime în PSD. Nu? De acolo a pornit APR-ul. Dar moțiunea asta de cenzură, cum ar putea schimba peisajul alegerilor prezidențiale? Să ne imaginăm că vine Ludovic Orban premier. S-a anunțat, PNL-ul susține. Eu îl cunosc bine pe Ludovic Orban. Am lucrat cu el și ceea ce îl ține pe el din 90 în scena politică, și el, iată, este un vechi în lumea politică, este ceva ce este aproape mesianism, aproape destin pentru el. Are o obsesie unirea României cu Moldova. Cred că își dorește să o facă cu atâta forță, cum eu n-am cunoscut un alt lider care să aibă această... Ludovic Orban? Da. Nu s-a manifestat public pentru lucrul ăsta. Eu, iată, poate spun ceva ce nu... dar... N-așteptam să vină din partea PMP-ului. Care lider? Nu se compară. Îi cunosc pe liderii PMP. Știu ce a făcut Băsescu pentru Basarabia. Și era normal să facă dintr-un calcul de lider, de șef al statului. Dar la Orban este altceva. Este o dragoste de asta care vine din interior, pentru care e în stare să dea absolut orice. Și parcă simte că ăsta este destinul lui. Eu, cunoscându-l, cred că omul ăsta, dacă ajunge premier, nu se lasă până când nu schimbă ceva în direcția asta. De asta eu mă aștept să-l în direcția Unirii. Noi n-am făcut în direcția Unirii foarte multe. Adică noi n-am avut un guvern. Traian Băsescu a făcut, dar guvernele nu l-au susținut. Și ce a făcut dând cetățenie liderilor, oamenilor din Moldova și cam atât, dându-le burse la școli și mare lucru nu s-a mai făcut. A încercat Klaus Iohannis să facă declarațiile de unire cu diverse primării, vreo 150-160 de primării din Basarabia au semnat, dar când
Au venit vreo 250 care au semnat declarația de independență agitate de Dodon, s-a fâsâit și în momentul ăsta vedem că România a pierdut în Basarabia aproape tot. Au bătut palma Rusia cu Germania, la revedere, acolo a venit un guvern pro-rus, chiar dacă se declară el pro-european, bla bla, merg pe această înțelegere, la revedere România. Eu cred că Ludovic Orban va pune un picior în Basarabia mai puternic decât au pus ceilalți de până acum. Poate până la unire. Spuneați că îl cunoașteți bine pe domnul Ludovic Orban. Ar fi un premier mult mai bun decât ceea ce avem acum? E un om foarte calculat în multe. Rar, puțin sunt, da, iată, la fel era Traian Băsescu. Făcea măsurători, calcula fiecare pas, mai rău, nu chiar fiecare, dar mulți pași, erau rezultatul unor calcule și nu a unor chestii de combinații, de șmechereli, de alta de genul ăsta. Așa este și Ludovic Orban. Nu este un aventurier. Și a fost un tip consecvent. În toate jocurile era ținut o direcție. În PNL, mai pro-european, n-a fost cu PSD-ul și când era în USL, el era împotrivă. Are un încăpățânare în a-și impune ideile, cum nu sunt mulți lideri în scena politică. Și dacă până acum, că era mai tânăr, că era nu mai știu ce și încercau lumea, încercau oamenii să le ia la mișto, acum nu mai poți. Trebuie să-l privești și așa cum este. Și este un tip serios. Eu l-am cunoscut ca un om serios. Nu l-am văzut vreodată golan, nu l-am văzut cu tot felul de... nici cu amante, nici cu șpăgi, nici cu... Eu îl cunosc ca un om așa de un tip de cum să spun, nu, ascetism și în viața lui personală, că marea majoritate se duc pentru funcții, pentru glorii, pentru... Omul ăsta nu am văzut să aibă averi, n-am văzut să bage mâna cât l-am cunoscut. Acum n-am stat lângă el de dimineață până seara. Am auzit de combinațiile ce a fost cu UTI și cu altceva, dar pentru campanie, nu pentru el. Și lucrurile s-au reglementat cumva în chestia aia. Deci are profil de premier. Da, e un om cinstit, e un om foarte hotărât și să sperăm care și echipă. Până una alta nu știu care este echipa. Ceea ce privesc eu de pe margine și văd că și electoratul privește, încrederea nu crește în PNL, cum nu crește nici în USR, pentru că ei n-au propus, măi, uite, o să-l avem la educație pe X, care e o mare personalitate, la sănătate pe Y, care este o somitate în domeniul ăla. Aveți încredere că oamenii ăștia vor face reformă în apărare, în cine știe ce. Tare mie că neanunțând niște somități, că poate chiar nu le au. Și atunci vedem același tip de hai să-l punem pe ăla, că e de-al nostru, că a fost în organizație și a lipit afișe, hai să-l punem pe... Și te trezești că după ce ajungi la putere, zici, bă, dar poate Orlando Teodorovic, discotecarul de care facem mișto, așa, iată că până la urmă era finanțist mai bun decât cine știe cine a venit la ei. Deci ar trebui niște tehnocrați, să înțeleg? Partidele serioase pe plan internațional anunță guvernul dinainte. Îi scoate dinainte la bătălie pe oamenii ăștia să fie căliți înainte de a lua puterea, pentru că oricum vor fi supuși bătăliilor și ei trebuie să vină cu un proiect să știe din prima zi ce au de făcut. Ori ei trebuie anunțați dinainte, nu pe ultima sută de metri. Așa se întâmplă în alte țări. Vii cu un plan, dom'le, noi ducem România în direcția asta. Vom face lucrurile astea. Nu doar că da, tăiem pensiile foarte speciale, foarte bine, tăiați pensiile speciale și restul ce mai faceți? Stați că mai vedem. Dom'le, păi stai, anunță un plan pe zile, pe calendar. Așa fac acum partidele serioase, mari, în țările civilizate. Și cumva PNL-ul trebuie să meargă ca și USR-ul în direcția asta. Să spună, iată dom'le, ăștia sunt experții cu care noi defilăm. Nu că, știi, e om nou, că nu-i corupt. Dar nu are contracte cu stat. Dar nu e suficient lucrul ăsta. Trebuie ceva autoritate pe care să o dai, greutate. Și nu că ești doar tu, Ludovic Orban, în spate și cine mai este în spatele tău după aia?
doar că este Iohannis acolo, trebuie să vii cu armata și să arăți forța. E posibil să o aibă. Nu știu, n-am mai vorbit cu el, nu știu care sunt experții. Domnule Bruno Ștefan, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, ca de fiecare dată alături de noi, și să ne mai vedem cu bine, să vedem dacă trece sau nu moțiunea și dacă se adeveresc sau nu rezultatele sondajelor. Seara, mulțumesc mult de invitație, vin când mă mai chemați. Vă mulțumesc! Seara.